Dunărea curge și scrie zi de zi istorie. Poate cea mai frumoasă zonă după delta este clisura Dunării. Pe lângă traseul și minunile naturale, aici civilizații întregi și-au lăsat amprenta. La intrare în localitatea Coroninii, pe o colină, se văd și astăzi ruinele cetății Ladislau. Drumul până la fosta cetate îl parcurgi pe jos, pe poteci șerpuite, până ajungi la 40 de metri deasupra Dunării. De acolo, totul se vede altfel. Priveliștea fabuloasă se împletește cu istoria și misterele cetății. Construită în secolul al XV-lea de Sigismund de Luxemburg, fortificația medievală a fost pusă sub patronajul Sfântului Ladislau și a servit apărării ținutului Coroninii. Ulterior, cetatea a fost încredințată cavalerilor teutoni și în 1526 a fost distrusă. În oglindă, pe malul sârbesc al Dunării, există cetatea Golubăț. Este reconstruită în proporție de 100%, așa cum vor și autoritățile de la noi să se întâmple cu fortificația Ladislau. La 19 km distanță, tot pe malul Dunării, satul Gornea este dovada că mii de ani civilizații după civilizații au trăit în bazinul fluviului legendar. În 1967 au început săpăturile arheologice la Gornea, iar descoperirile aveau să uimească prin complexitatea lor. S-au descoperit o mulțime de obiecte care atestă vechimea acestor locuri și a locuitorilor acestor locuri, obiecte care ne arată că aceste locuri au fost locuite încă din Neoliticul. Se fabrică obiecte de lemnărie, ciubere, donițe, linguri și e o viață de o anume statornicie, de o anume repetare și cu niște reguli. Se desprinde și ceea ce s-a numit Ius Valachicum, adică legea după care se guvernau românii. Situl din Gornea este acum acoperit, dar obiectele găsite aici sunt expuse în Muzeul Sătesc, un muzeu ce are la rândul un farmec aparte. A luat naștere datorită strădaniei unui om al satului, învățătorul Ion Dragomir, care, fiind învățător, a avut această preocupare spre și inclinație spre arheologie, a participat activ la săpături alături de istorici și arheologi. Și a avut un vis, unul pe care astăzi urmașii lui îl duc mai departe. Așteaptă oameni interesați de poveștile lor și garantează că oricine pășește în Gornea pleacă mai bogat sufletește. Tot pe drumul Dunării, către vărsare, o apariție cel puțin stranie îți atrage privirea. Aproape în mijlocul fluviului, încă se mai văd ruinile bisericii cetății Drencova. A fost construită în secolul al XV-lea de către cavalerii germani, apoi a aparținut hunedoreștilor. În jurul acestei cetăți, despre care legenda spune că avea ziduri groase de 15 metri, a fost organizat și vechiul sat Drencova, care acum este sub apele Dunării.